Bună seara, bine v-am găsit la știrile Accent TV. Iată care sunt principalele titluri ale zilei. Plantație de cannabis lângă termocentrala Rovinari. Continuă asfaltarea pe Bulevardul Republicii. Curjenii și nu numai invitații la Festivalul Tocanului la Novaci. O plantație de cannabis a fost descoperită astăzi în apropierea termocentralei de la Rovinari. Plantația a fost găsită în anvelope, astfel încât în momentul în care era în pericol să poată fi mutată în siguranță. Terenul pe care se afla cultura este situat pe marginea râului și într-o zonă greu accesibilă. Forțele de intervenție au avut nevoie de drujbe pentru a defrișa vegetația și a ajunge la plantație. Anvelopele în care era plantat cannabisul erau ascunse sub benzile transportatoare de cărbune, benzi care erau dezafectate. Plantația ar fi fost descoperită de procurorii DICOT după ce l-ar fi reținut pe suspect un tânăr de 32 de ani din Rovinari în urma unui flagrant. Acesta ar fi fost reținut după ce ar fi vândut droguri unui investigator sub acoperire. Însă nu ar fi vrut să spună unde se ascunde cannabisul, astfel că în timp ce era în arest, polițiștii ar fi lăsat telefonul pe care își monitoriza cultura de cannabis și așa ar fi depistat locația pe imagini văzându-se un turn al termocentralei de la Rovinari. Potrivit anchetatorilor, o mare parte din aceste droguri erau distribuite în școlile din județ. Percheziție de amploare a avut loc și în Timiș, unde procurorii DICOT au descoperit o cultură de cannabis care se întindea pe 4.000 de metri pătrați. Un bărbat de 34 de ani din județul Argeș a fost plasat în control judiciar pentru 60 de zile și este cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de lovire sau alte violențe. Cel în cauză ar fi agresat fizic un bărbat de 48 de ani din Târgu Jiu. Conflictul a avut loc în fața imobilului în care locuiește victima pe strada Motrului. După scandal, agresorul a părăsit locul evenimentului. La data de 22 septembrie anul în curs, poliția municipiului Târgu Jiu a fost sesizată cu privire la faptul că pe strada Motrului o persoană a fost agresată fizic. Polițiștii deplasați la fața locului au stabilit că un bărbat de 48 de ani din municipiul Târgu Jiu, în timp ce se afla în fața imobilului în care locuiește, ar fi fost agresat fizic pe fondul unui conflict mai vechi, de un bărbat de 34 de ani din municipiul Câmpul Lung, județul Argeș. Ulterior, acesta a părăsit locul evenimentului până la sosirea polițiștilor. Bărbatul de 48 de ani a fost transportat la spital pentru a fi acordate îngrijiri medicale de specialitate. A fost constituit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe. Polițiștii Biroului de Investigații Criminale au continuat cercetările în cauză, bărbatul de 34 de ani fiind prezentat judecătoriei Târgu Jiu, ocazie cu care magistrații au dispus față de acesta măsura controlului judiciar pentru 60 de zile. Un bărbat de 42 de ani din Padeș s-a ales cu dosar penal după ce s-a urcat băut la volan. Acesta avea o alcoolemie de 0,54 mg per litru alcool pur în aerul expirat. Șoferul a fost depistat de polițiști pe DJ-671 Motru Sec. Oamenii legii l-au oprit pentru un control și și-au dat seama că acesta este băut. Bărbatul a refuzat să-i fie recoltate probe biologice. La data de 5 octombrie anul în curs, polițiștii din cadrul poliției orașului Tismana, în timp ce executau activități de supraveghere și control al traficului rutier pe drumul județean 671 Motru Sec, au oprit un autoturism condus de un bărbat de 42 de ani din comuna Padeș. Testarea cu aparatul etilotest a bărbatului a indicat un rezultat de 0,54 mg per litru alcool pur în aerul expirat. La solicitarea polițiștilor de a-l conduce la o unitate medicală pentru a-i fi recoltate probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei, bărbatul a refuzat. Polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de refuzul sau sustragerea de la prelevarea de probe biologice. Continuă lucrările de asfaltare pe Bulevardul Republicii. În prezent se toarnă covor asfaltic pe porțiune cuprinsă între gară și sensul giratoriu din zona CEO. Șoferii sunt avertizați să se deplaseze cu atenție prin zona șantierului. Inițial s-a intervenit pe tronsonul cuprins între sensul giratoriu de la Lido și Colegiul Național Spiru Haret. Acolo trotuarele au fost reparate, carosabilul a fost decopertat și recondiționat cu un nou strat de asfalt, însă nu înainte ca toate capacele să fie ridicate la cota asfaltului. Acum se intervine pe porțiunea cuprinsă între gara și sensul giratoriu din zona CEO, urmând tronsonul ce ajunge până la Colegiul Național Tudor Vladimirescu. Lucrările sunt executate de societatea edilitară. Tronsonul din fața gării din municipiul Târgu Jiu se ajunge până în sensul giratoriu de la complexul energetic Oltenia, iar lucrările continuă, așa cum cetățenii observă în fiecare zi. În perioada imediat următoare se va finaliza în totalitate strada Republicii. Bulevardul Titulescu a fost deja amenajat, urmează ca și Bulevardul Republicii să fie finalizat până în sensul giratoriu de la Colegiul Tudor Vladimirescu.
au început pregătirile pentru ziua recoltei. Evenimentul va avea loc duminică 15 octombrie în piața centrală din municipiul Târgu Jiu. Cei prezenți vor avea parte de expoziții cu produse de sezon și degustare de preparate culinare tradiționale. Nu va lipsi mustul direct de la mustărie și brânzeturile și nici demonstrațiile de olărit, expozițiile de utilaje agricole și standurile cu produse și aranjamente specifice realizate de către elevi. Totodată vor fi foarte multe activități interactive, dar și concursuri cu premii pentru participanți. Pe scenă, în deschidere, vor urca membrii fanfarei Armonia. Pe parcursul zilei, membrii ansamblului Profesionist Doina Gorjului vor susține un recital de excepție. Pe data de 15 octombrie, Societatea Edilitara, în parteneriat cu Primăria Municipiului Târgu Jiu și cu Direcția Agricolă, organizează acest eveniment de tradiție la nivelul Municipalității Târgu Jiene. E un eveniment pe care sunt sigur că în primul rând și-l doresc comercianții din piețele din Municipiul Târgu Jiu. Pe de altă parte, un eveniment îndrăgit de către cetățenii Municipiului Târgu Jiu și de cei care ne vor vizita pe data de 15. Este un eveniment în care vor participa artiștii de la Doina Gorjului, Fanfara Armonia a Municipalității Târgu Jiene și Societatea Edilitară a pregătit mult mai multe surprize pentru toți cei care vor fi prezenți începând cu ora 9 în piața centrală din Municipiul Târgu Jiu. Sunt probleme în ceea ce privește procesele pentru pensionările de la Complexul Energetic Oltenia. Președintele Federației Naționale a Muncii, Constantin Crețan, a declarat că nu sunt stabilite încă termene pentru contestațiile depuse. Sunt zeci de dosare înregistrate în urma contestațiilor la deciziile de pensionare. Termenele de judecată întârzie să fie comunicate. Constantin Crețean, liderul Federației Naționale a Muncii, a precizat că în alte județe situația este total diferită. Procesele au început deja și oamenii pot să demonstreze că le-a fost făcută o nedreptate. Este nevoie de investiții majore în carierele miniere. Din cauza lipsei de investiții din ultimii ani, se lucrează în condiții din ce în ce mai grele. Potrivit lui Dumitru Pârvulescu, președintele Federației Naționale Mine Energie, 70% din cheltuielile de la Complexul Energetic Oltenia sunt cu munca vie. Procesul de producție este tot mai dificil, având în vedere și că tehnologia din cariere este învechită de acum 40 de ani, a mai menționat Dumitru Pârvulescu. Problema este că va fi foarte greu să mai fie alocate fonduri în următorii ani pentru retehnologizare. Din contră, activitatea minieră este în restrângere. Complexul Energetic Oltenia scoate în continuare la vânzare materiale de care nu mai are nevoie. A fost scos la vânzare produs rezidual minier. Este vorba de steril din subunitățile miniere. Materialul respectiv va fi vândut prin licitație publică. Prețul este de 15,23 de lei pe tonă. Sterilul este provenit din decopertă de la următoarele cariere miniere: Roșia de Jiu, Pinoasa, Peșteana Nord, Jilț Nord, Jilț Sud și Roșiuța. Universitatea Liberă Internațională din Moldova de la Chișinău își deschide sâmbătă porțile. Cu acest prilej va avea loc și o întâlnire organizată la Sala Sporturilor din municipiul Târgu Jiu. La eveniment vor fi prezenți studenți, masteranți, doctoranți și cadre didactice universitare. Pentru anul universitar 2023-2024 s-au înscris peste 1000 de studenți, iar oferta universitară pentru anul care începe are cele mai diversificate specializări. Universitatea Liberă Internațională din Moldova, al cărei prorector pentru Europa, desigur, inclusiv pentru România, are un număr de studenți din toată țara, sau o să spun din Muntenia, Oltenia și chiar până la Hunedoara, un număr de 1160 de studenți care studiază la ULI la Chișinău și examenele finale se dau anual la Chișinău într-un număr de 5 zile. Mâine voi avea întâlnire cu toți studenții, pentru că încă 275 de studenți avem în exterior, adică în afara României, deci în alte state europene și mai mult decât atât în America. Întrebându-te pe din America, de ce veniți voi la ULI? Mi-a spus foarte clar, aici la dumneavoastră plătim 600 de euro, pe când în America, dacă am studia, am plătit 10.000 de euro pe an. Iată de ce face. Și mi-au spus textual, noi plătim dus întors 1.000 ceva de euro și tot de mai rămân încă vreo 8.000 de euro care nu-i dăm ca și taxă în America, la universitățile din America. Așadar, dragii mei prieteni și prietene din Gorj, ULIMU s-a dovedit că este o universitate de talie internațională. ULIMU a demonstrat că este, pentru că în 23 de ani, iată, împlinim 24 peste câteva luni, în care avem un contract de asociere cu Fundația Teodor Vladimirescu până în 2023, 1 octombrie,
după care toată această activitate trece pe Academia Tudor Vladimirescu. Iar mâine, 7 octombrie, deschidem anul universitar. Cu această ocazie doresc să le transmit și părinților, și celor care participă, și celor care sunt studenți sau masteranți la universitatea noastră, un călduros salut și urându-le multă sănătate, fericire și împliniri sufletești, atât studenților cât și părinților și tuturor celor care apreciază această universitate. În altă ordine de idei, vreau să vă spun că Universitatea Internațională din Moldova este o universitate, cum am spus, de prestigiu, pentru că ea a fost, în timpul rectorului fondator, Dumnezeu să-l odihnească, care mi-a fost ca și un frate. Dacă aveam același sânge, același mamă, îl spuneau foarte mulți profesori de la Chișinău, pentru că mă deplasez de 2-3 ori pe an și sunt profesor universitar în cadrul limbii la Chișinău. Însă s-a prăpădit când s-a întors de la o întâlnire cu primul ministru, unde a primit diploma pentru cea mai bună universitate din Republica Moldova, care era pe atunci vicepreședinte a universităților internaționale și Asociației Universităților Internaționale și vicepreședinte Asociației Universităților Europene. A venit acasă, s-a așezat în fotoliu, a băut un ceai și a rămas acolo. Iar pe data de 16 decembrie 2017, pur și simplu am fost răvășit total când am auzit că a făcut infarct în fotoliu și că îl mormântează pe data de 16 decembrie. Iată că nici acum nu pot să am fire, pentru că ne-am înțeles extraordinar de bine și am blocat toate nenorocirile care au fost, pentru că în viață ai mai multe probleme decât fericire. Și este sigur, unii ne-au reclamat, când pe mine, când pe dumnealui. Spunând că, de fapt, Limu este o universitate de bloc, așa cum a spus Greblă, când era prefect. Adică, pur și simplu, pentru a verifica această problemă, el a trimis de la Gorj o delegație la Ministerul de Interne să verifice, în care era băgat Morega. Nu i-ar fi rușine la acest Greblă din Sadova, Dolj. S-a demonstrat, de fapt, de către poliția de la IGPR și Ministerul Educației că această universitate este o universitate de prestigiu, care are mai multe active, un sediu foarte mare. Când avize Primăria Generală a Chișinăului, care are campus universitar, are, de fapt, hotel Europa, care este al universității, și multe, multe altele. Deci, în consecință, îndemn în continuare pe cei care doresc să studieze la Universitatea Liberă Internațională de Moldova să vină cu brațe deschise din timp. Din timp însemnând de luna iunie să scrie. Pentru că anul acesta au rămas fără locuri un număr de 185 de studenți și masterați. N-am mai avut locuri, am mai cerut și suplimentări, că am primit ceva suplimentări la foarte puține locuri și sigur că am anunțat în ordinea în care era pe linia de așteptare. Voi căuta ca pentru anul viitor să am mai multe locuri și vreau să le spun tuturor interesați, mai ales salonul de înfrumusețare, că vom avea și o facultate pentru înfrumusețare, pentru așa zisul în engleză make-up, pentru că nu mai putem decât să folosim limba engleză, dar românească am uitat-o. Și din păcate și mulți studenți au uitat să mai scrie, să mai vorbească românești. Mulțumesc tare mult că ne sunteți alături, Trustul Accent, prin radio, televiziunea și ziarul pe care domnul acționar majoritar, director general Băloi, îl păstorește. Cu dumneavoastră, cei care de fapt îi faceți bucuroși pe toți cei care aud această emisiune, această dorință, de fapt, a dumneavoastră ca să fim împreună alături de gorjeni, de munteni, de olteni, de hunedoreni și de mulți alții care vor să vină la noi. Mulțumesc tare mult tuturor din cadrul acestui grup trust pe care îl aveți și care merită să fie mai departe și să fim și noi alături de dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult! Gorjenii și nu numai sunt invitați la Festivalul Tocanului ce se organizează în acest weekend în orașul Novaci. Evenimentul a ajuns la cea de-a patra ediție și este programat în perioada 7-8 octombrie. Festivalul Tocanului de la Novaci se dorește a fi sărbătoarea care promovează bunele practici ale crescătorilor de animale în ceea ce privește pregătirea unor produse gastronomice cu specific local, precum tocanul de oaie. De asemenea, cei prezenți vor putea asista la prepararea vestitului tocan ciobănesc, iar mai multe familii de ciobani își vor etala maestria culinară. În cadrul festivalului, lucrările meșterilor popular vor putea fi admirate de cei prezenți. Evenimentul este unul cu atestat OSIM. Încă un obiectiv atins în comuna Gorjeană-Ciuperceni. Este vorba de montarea camerelor de supraveghere, investiție care luna aceasta se va finaliza, spune primarul Nicolae Dobrescu.
Astfel că tot mai multe administrații publice locale practică supravegherea video a spațiilor publice pentru a crește astfel siguranța cetățenilor. Se lucrează la momentul de ieri, s-a început, se lucrează efectiv în teren la montarea camerelor de supraveghere în comună. Din ce am discutat cu constructorul, sper că luna asta se va încheia montarea acestora și încă un obiectiv atins de noi în folosul cetățenilor, normal, și pentru a crește siguranța cetățenilor în comună. Un alt proiect pe care autoritățile locale l-au în desfășurare se referă la montarea lămpilor cu LED. Un alt proiect care îl avem în derulare și din discuțiile pe care le-am avut cu constructorul se referă la montarea lămpilor cu LED, la sistemul de iluminare publică. Promisiunea că săptămâna viitoare se va începe și montarea și acestor lămpi cu care vom acoperi întregul sistem de iluminare public din comună. Deci toată comuna va beneficia de acest sistem modern de iluminat cu lămpi LED. Mai avem în derulare, urmează să semnăm contractul cu constructorul tot prin PNRR. Bine, ca și o paranteză, lămpile de sistemul de iluminat public va fi un proiect prin AFM. Aflat la primul mandat, edilul Daniel Dobrescu de la PSD a reușit să schimbe bine localitatea. CSM Târgu Jiu se pregătește pentru primul meci oficial acasă. Duminică, trupa condusă de Cresmir Basici primește vizita formației CSM Galați. Cele două echipe nu au victorie până acum în Liga Națională. CSM a pierdut confruntarea de la Dinamo, iar echipa lui Florin Nini are două înfrângeri la limită. Gorjenii anticipează un duel dificil în fața propriilor fani. Foarte importantă această partidă, pentru că este una dintre echipele cu care ne luptăm la îndeplinirea obiectivului nostru de evitarea retrogradării. Ei au evoluat foarte bine în primele două meciuri, au avut un meci foarte bun la deplasare la Timișoara, pe care l-au pierdut în finalul jocului. De asemenea, și cu Dinamo au jucat foarte bine și au avut chiar șanse în ultimele 30 secunde să conducă cu un punct și să câștige, dar la fel au pierdut acest meci. Este foarte, foarte important meciul pentru noi și așa că sperăm să jucăm la grața noastră valoare. Tânărul Andrei Bărăgan crede că echipa s-a pregătit bine în această pauză forțată și vrea un prim succes acasă. Suntem încrezători, mai ales că începem acasă. Am avut și două meciuri în Bulgaria. Am avut un drum lung și am evoluat ok. Și acum suntem încrezători și sperăm să jucăm cât mai bine. Cât de important ar fi pentru voi să obțineți un prim succes în fața propriilor fani? Foarte important, mai ales că e primul meci acasă și cu echipă puternică, cu Megalazi, care e în formă și a rezonat foarte mult. Partida din etapa a treia se dispută duminică de la ora 17. Știrile au ajuns la final. Vă mulțumesc pentru atenție. O seară plăcută în continuare.